Iisus potolește furtuna. Atunci când Duhul ți-e mâhnit și suferința-i permanentă, te rog să nu mai spui la oameni, ci vino cu problema ta la mine. Aleargă-n odăiță și închide ușa după tine și în rugăciuni fierbinți tu cheamă-mă pe mine și vei vedea căci Duhul meu se va prezenta printre suspine. Lăsa voi Duhul meu să-ți mângâie inima, să-ți toarne în candelă un proaspăt, un de lemn, căci ai rămas doar cu puțin ulei în vas și puterea ți-a scăzut pe cale. Dar cheamă-mă în rugăciune cu credință și eu, Iisus, lăsa voi steag de biruință. Nu te uita că valul încercării este mare, aleargă în grabă pe țărmul fericirii mele. Eu, Domnul, sunt acolo să-ți întind mâna, să vii cu mine în barcă. Privește țintă la Iisus și luminat vei fi de-a Lui prezență. A ta durere la Lui poruncă se va preface în bucurie, căci El cunoaște îndeaproape durerea din inima ta și balsam de vindecare turnava Domnul peste rana ta. Măsură de putere îți va turna în suflet, așa încât să-i simți fiorul când rugăciunea va începe. Dar fă-ți partea de lucrare, zidind altarul rugăciunii. Nu fi un slăbănoc spiritual, crezând că poți veni oricum înaintea mea. Deschide-ți larg a ta inimă ca Domnul să ți-o prelucreze și astfel întristarea ta pe loc Iisus ți-o va lua. Eliberare în suflet vei primi când Duhul Sfânt te va atinge și gura ta nu va tăcea, ci plin de bucurie vei striga. Trăiască marele preot, ce-i suveran în toate, la lui cuvânt furtuna grea s-a liniștit îndată. Iar voi ce încă așteptați barca sălvării sale, nu stați indiferenți, popor, intrați în a lui Iisus barcă și naufragiați cu El pe marea tumultoasă a vieții voastre. E singurul în stare să spună stop furtună, dar pentru aceasta aveți nevoie de bobul de muștar, ce e credința, și El s-o dea la fiecare în parte. Amin, amin.